Șoferul ăsta avea tot felul de gesturi. Suntem puțin speriat. Doamne ajută să ajungem cu bine. Noi trebuie să-l căutăm pe Mohamed, hai! Nu? Unde ești, piticule? Hai că prietenul meu, Mohamed, nu fac cunoștință cu Ali. Yeah, ok. Let's go, yala! Astăzi am plecat în safari și băi, eu nu știu cum se face. Ieri am tras losul necâștigător că m-a luat toate alea. Astăzi, când în sfârșit mă zic mai bine, mi-a luat săruri de rehidratare, am băut apă, mă rog, mi-a revenit, sunt cât de cât ok. Astăzi am tras lozul necâștigător cu șoferul. Deci avem un șofer. Îl cheamă, cum o să-l cheamă? Mohamed. Mohamed. The Bluetooth device is ready to tell. Am plecat de aici și s-a deconectat Bluetooth-ul. Deci pe lângă care un metru jumate. Băi, e veșnic neatent, frate. Se uită pe telefon, deci dădea cu spatele și dădea cu mașina cu spatele și el se uita pe telefon. V-ați văzut? Da. Făcea numai manevre din astea, depășiri, de-mi venea să bag piciorul la undeva, cred că m-a văzut, m-a întrebat dacă știu să conduc. Zic, da, prietene, mai bine ca tine. Da, sper să ajungem întregi acolo și să fie ok toată experiența. Eu nu știu cum o să conducă el pe safari. Da, asta mă gândesc și eu, că îl văd așa de amețit. Eu nu știu, da, îl văd și eu. Suntem puțin speriate. Eu cred, sau sper, că acolo se descurcă, acolo e în elementul lui, știi, acolo e... Așa pe aici, pe stradă, el e cam tot ca în deșert, și pe aici. Oh, Doamne, acum s-a enervat, că mai trebuie să ia niște turiști, mai vin vreo, cât s-o zi, 3-4 cu noi. Și nu-i găsea, se tot învârtea pe aici, cântă într-una, muzică de asta de-a lor. Da. Doamne ajută să ajungem cu bine. Am ajuns într-un final în deșert, deci, da. Nu-i periculos, hai, serios. Unde e ușor, da, merge în ritmul tău, cum te simți tu, ok. Mă încerc să le conving pe fete să vină și ele cu quadul, pentru că nu voiau. Ideea e că tot drumul, șoferul ăsta, avea tot felul de gesturi. Am și surprins, o să vă las aici filmările, deci noi n-am crezut că o să ajungem ok în deșert cu el. Cei din spate, care au venit după aia, întrebau dacă să mă puneau pe mine care steam în față să-l întreb dacă e somn. Și cred că s-a simțit jignit sau ceva, pentru că în momentul în care am ajuns la dune, a făcut niște viraje din alea și a zis că lui nu e somn. A fost distractiv. My friend. Și acum urmează să ne dăm cu coadurile. Și sper să fie ok. Toată experiența, un pic emoții, că ăștia, nu știu, parcă nu prea vorbesc foarte bine engleză. No, vedem ce se întâmplă. Adi, nu vii cu coadă. Nu vin eu. My friend, thank you. Cum să le spun la ea că vreau să mă duc? You can go now, she wants to go with the quad. She said it's okay. Okay, also you can go now for the camel. It's camel ride, it's free. To take some picture, photography okay. With the camel. Yeah, right now? Yeah, then we go with the quad? Yeah. Okay, let's go. Dar să nu plece, te vezi, mă duc să le spun că mă duc și-o poate. Nu, te duc de zile. Merge după aia la cămile. Bă, dezorganizați așa, nu ți se pare? Nu, da, ce-o zis, să mergem la cămile? Da, o să vrem să mergem acolo, să ne punem pe cămile, să ne facem tripoze. Pe cămile? Da. Vezi că-s bani, câte uși pe cămila. Da? Dar cum? Da, bag piciorul. 50 de dirham să ne pune șarfă din aia pe cap. Nu trebuie nicio șarfă, las că... Oricum nu pot să merg cu... Trebuie să-mi prind părul cumva și nu pot să merg cu... Da, ăștia cred că ori ajuns mai repede pe drept.
Ori ajuns mai repede, sigur, îți deja cu quadurile. Gata, plimbarea cu quadul a fost foarte, foarte fain. A fost chiar mai fain decât în Egipt, unde erau dunele foarte, foarte strânse și te scutura foarte tare. Aici a fost chiar o plăcere să mergi. Și la un moment dat ne-am întâlnit cu o turmă de dromaderi. Foarte fain, așa. Și ce mi-a plăcut? Odată că e nisipul ăsta roșu care e deosebit, mai ales acum cum bate soarele. Și pe lângă asta e foarte multă verdeață. Eu am rămas surprinsă de cât de multă verdeață e, nu? Da. Foarte multă verdeață. Da, a fost o experiență mișto. Acum super. Mergem să vedem cu Camila. Cu Camila! Și să facem și câteva poze. Eu n-am făcut poze. N-am putut să filmez pe quad. N-aveam cum să filmez. Îmi pare rău că nu mi-am luat... Mi-am uitat GoPro acasă. Că era fain. Îl puneam la piept sau pe cască și... Puteam să filmez toată experiența, da? Măcar m-am bucurat de ea. Și Coco e foarte fericită pentru că a reușit să meargă. Ei era teamă că nu o să reușească să meargă inițial, a zis că nu vrea. Dar mă bucur că ai reușit până la urmă și s-a ținut de-abia... Cu ajutorul tău, bineînțeles. Da, de unde? Deci mergea. M-ai încurajat. Păi da, dar te-ai descurcat foarte bine. Mulțumesc. Abia mă țineam după ea, ea a fost prima. Și aici sunt cămilele. Oh, dar o botniță. Acum mergem în Jeep Safari. O să ne arate ăsta că lui de fapt nu este somn. Abia așteaptă, cred. Și noi la fel de nerăbdători suntem. Gata? Ce n-ai vrut să fac? Nu mi-a dat turnul. Nu cum să te răspărni în primul rând? Edita mai mașină. How can I film this? How do I film? I make YouTube videos. How do I film because it's gonna do like this? Andrada, dar dacă tu filmezi la telefon, ce? Îți rămâne în telefon, nu o să mi-l trimiți și mie. Da. Nu știu ce o să pot să filmez, că nu o să tremure camera de numai, da? Încerc! Deloc, adică mă așteptam la mai mult decât atât, dar s-a descurcat foarte bine băiatul ăsta. Bate vântul super tare, eu cred că nu m-a auzit deloc. Andrada, îți place în deșert? Ce tare, cea mai tare senzație! Foarte fain, foarte bine. S-a descurcat și al nostru. Da. Băi, băiate, nu ți-e somn, ce nu, vrei niște, vrei pungă? Nu vreau pungă. Îmi place peste noi. Da? Ți-e rău? Un pic. Eu și să vreau, n-am ce să vomit. Facem poze? Facem. Să fac ceva cu părul meu. Mi-a stat părul într-un mare fel. Toată lumea face poze. Ia uite. De care mai fotografi? Și eu am un păr în toate pozele. Zici că mi-am băgat deștele în priză. Adriana, rucsacii noștri, vezi de acolo? Rucsacii, vezi? Hai că scrie după noi, yalla guys.
mergem, gata, ne-a făcut un milion de poze. Doamne, ce ne-am distrat, chiar a fost o zi pe cinste astăzi, după toată nebunia de ieri și după tot răul ăla pe care l-am simțit, chiar aveam nevoie de treaba asta. Lumina aici în deșert este splendidă, pur și simplu. Iar nisipul ăsta, eu n-am întâlnit nisip mai fin, nici măcar în Egipt când am fost în deșert. E minunat. Da, subscriu și like. Da. Gata, fetelor, cochetelor. V-ați făcut poze? Aiu, ți-ai făcut poze? Fetele, stați să facem una toate, stați. Și am plecat din nou. Tura a doua până în camp. Am ajuns la bus înapoi în tabără, așteptăm, o să înceapă ceva show aici, avem și cina inclusă. Nu știu ce o să mănânc eu, sper că au orez, că eu atâta, orez. Da. Altceva nu mă risc până nu-mi revin cu... Dar mă bucur că nu mi-a fost rău pe mașină, mi-a arătat, el avea cum se zice? Nu-mi bax de pungi, un steș de pungi. Nu era zul, era avea o pungă cu pungi. Să zicem așa. Și ne-a zis, cineva are nevoie? Zic, nu, prietene, lasă-mă, cam și eu două în geantă de ieri. M-am învățat minte. Dar a fost bine. A fost bine, s-a descurcat foarte bine băiatul pe dunele alea de nisip. Am ajuns în siguranță, ne-am și distrat. A fost minunat. Uite-l pe Eugen. De-a lor ești. Poate nu mai vii cu noi. Для этого ужин в 23 и будут готовы. И после ужина еще будет ужин в конце. Asta mănânc eu, orez și mi-am pus și două bucățele de grătar de pui. Sper să nu regret mai târziu. În afară de asta arată foarte bine mâncarea. Salatele astea sunt delicate. Cred, mie îmi plac astea și cu hummus și samosas, astea îmi plac de mor, dar azi nu. Poftă mare să aveți. Mulțumim la fel.
ladies and gentlemen, thank you. Gata, s-a terminat spectacolul, plecăm și noi, suntem foarte entuziasmate, dar rupte de oboseală, deci ne-a terminat ziua de astăzi. A fost foarte, foarte, foarte mișto, mult mai mișto decât mă așteptam. Sincer să fiu, după experiența de ieri, astăzi așteptările mele erau foarte jos, dar am fost plăcut surprinsă. Ești cu asta? Ce? Am plătit-o. Ai plătit-o? Serios? Adi, unde e? Are patru, are două neveste, 8 copii are. Cât ai dat pe asta? Una e o doctoriță, cam $50, 250 de lei. Asta și cu asta? Da, toate bine așa. Adică ținută, ca să zic așa. Îl văd pe piticul nostru. Aoleu, acum hai după Mohamed. Noi trebuie să-l căutăm pe Mohamed, hai. Nu? Unde ești, piticule? Hai, uite-l pe Mohamed. Hello. Hello, my friend. O zis să mă urc. Fine. Perfect. Stai că prietenul meu Mohamed mi-a făcut cunoștință cu Ali. Acum n-am înțeles ce-a vrut. De erau cam rușinoși, săracii. Că cred că de aia n-au, că sigur nu sunt surați. Era sigur și vreau să zic că nu sunt nesurați. Uite-l cum venit. Gata, plecăm. We go. Yeah. Yeah, okay. Let's go, yala.